acum, în plină coronacriză, când tot mai mulți oameni sunt afectați de acest virus ciudat, COVID-19, ne întrebăm dacă nu cumva tot ceea ce se întâmplă este de fapt pedeapsa meritată de oameni pentru păcatele lor. Și mai devreme sau mai târziu, poate că pedeapsa mă va atinge și pe mine, așa cum merit. Aceasta este o concepție omenească. Este greșită. O concepție pe care Domnul nostru Iisus Hristos o corectează folosind în Evanghelia lui Luca, în capitolul 15, trei pilde care arată grija lui Dumnezeu pentru păcătosul care se îndepărtează de el. Astfel, în versetul 4, păstorul se duce după oaia care s-a rătăcit pe munți și o caută până când o găsește. Iar în versetul 8, gospodina aprinde o lumină, mătură casa și caută până când găsește banul care se pierduse prin casă. Dar nu este la fel și cu tatăl care îl lasă pe fiul cel mic să plece de acasă. Aici se pare că Dumnezeu își vede de treburile lui, lăsându-și fiii neascultători să rătăcească pe căile greșite ale acestei lumi, fără să-i pese de soarta lor. Dacă vor să vină înapoi, este treaba lor. Dacă nu, nu. Mai are acasă un fiu ascultător care îl slujește cu credincioșie, deci nu duce lipsă. Cam așa privim de multe ori atitudinea lui Dumnezeu și ne întrebăm dacă merită să venim la el sau nu. Ne place de păstorul care își caută oaia și de gospodina care face lumină în toată casa pentru a-și găsi banul. Dar tatăl care stă acasă și îl lasă pe fiul său se chinuie printre străini, ne descurajează. Dar aici este frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Ne acordă libertatea pe care ne-o dorim. Ne lasă să ne alegem singuri calea în viață. Ne lasă să alegem singuri dacă vrem să venim la el. Este mai greu să aștepți pocăința cuiva decât să mergi să-l aduci acasă cu forța. El ne asigură însă de dragostea lui. Fiul cel tânăr și-a amintit de belșugul de hrană pe care l-au chiar și cei mai umili slujitori din casa tatălui său, gândindu-se că va supraviețui foarte bine foametei chiar ca rob, acasă, decât printre străini. Iar când vine acasă, este primit cu cea mai mare bucurie. Un alt cuvânt folosit foarte mult în toate aceste trei pilde este bucuria. Păstorul cu bucurie își pune oaia pe umeri. Gospodina se bucură de banul găsit, iar tatăl se bucură pentru fiul întors. Iar această bucurie este atât de mare încât nu poate să rămână ascunsă. Păstorul își cheamă prietenii. Gospodina își anunță prietenele și vecinele, iar tatăl dă un ospăț tuturor celor din casă. Prin aceasta, Iisus Hristos subliniază marea bucurie care este în ceruri pentru fiecare suflet păcătos salvat. Concluzia este una singură. Dumnezeu este interesat de tine, de sănătatea ta, de bunăstarea ta. El te vrea alături de El, vrea să se bucure cu cerul întreg pentru tine. De tine depinde dacă vrei să te întorci la El.